Omul de afaceri Cristian Rusu a fost prezentat oficial de către Alinica drept candidat al PNL pentru primăria Dumbrăvița. Liderul PNL Timiș a precizat că partidul va avea candidați în toate localitățile din județ. Să practic anunțăm și oficial faptul că domnul Cristian Rusu va fi candidatul PNL la primăria Dumbrăvița și că se bucură de o tot mai largă susținere atât în rândul politicii locale, oamenilor din politica locală angrenați în viața publică, dar mai apoi, evident, vom anunța și alte susțineri venite din alte zone din societatea locală din Dumbrăvița. Surpriza vine din partea lui Victor Malac, președintele organizației PSD Dumbrăvița, care va susține candidatul PNL-ului, deși Alfred Simoni s-a anunțat că organizația o va susține pe Alina Sperlea. Am hotărât împreună cu biroul executiv local și organizația PSD din Dumbrăvița, care din punct de vedere încă este valabilă juridic și statutar, încă este valabilă, pentru că n-am primit nimic oficial în aceste demersuri, doar ce s-a vehiculat prin presă, și ne-am hotărât să susținem candidatura domnului Cristian Rusu pentru alegerile din 2024 la funcția de primar. De ce am hotărât acest lucru? Pentru că ne dorim ca primăria Dumbrăvița să ne revină sau să revină acolo unde a fost. De ce nu? Poate și mai mult, pentru că posibilități sunt. Rusu a vorbit despre proastă comunicare pe care au avut-o cei din opoziție cu administrația locală actuală din Dumbrăvița, condusă de Horia Bugarin, precizând că acesta a preferat să se autoizoleze și să creeze o barieră. Din păcate, și probabil mulți dintre dumneavoastră știți, administrația actuală a decis să se autoizoleze și să creeze o barieră între administrație și Consiliul Local. Noi toți de aici credem și lucrăm de ceva timp cei din opoziție și nu am stat. Noi credem că nu un om este cel care poate să ia cea mai bună decizie, ci o echipă. Dar pentru a avea o echipă, că e un cuvânt ușor de spus, greu de realizat, trebuie să existe respect și trebuie să existe transparență. Altfel, se pierd ani. Un mandat nu este un an, este 4 ani. Am reușit în Dumbrăvița să nu implementăm aproape nimic, vorbim, nu știu, de 1 kilometru, 1000 de metri de asfalt în 40 de luni până în momentul de față. Rusu a punctat că și-a propus să creeze o echipă care nu trebuie să facă minuni, ci doar să întoarcă cetățenilor ceea ce aceștia plătesc sub formă de taxe și impozite.